Să cea mai mare problemă că pleacă societatea din țară și în primul rând tineretul, dar și nu tineretul, și cei mai în vârstă. Și ce se primește? Eu văd posibilități țara noastră în puțini ani să dezvolte, se poate să dezvolte foarte rapid. Avem foarte bun potențial și omenesc și de businessmani și cei care iubesc țara aceasta și vreau să dezvolte. Dar Din, ceva ne din, lipsește, din alte parte, totuși. Nu ne lipsește o idee națională și noi ne lipsește putere consolidată. Iată ce este foarte important. Și ce noi vedem? Iată iarăși cu unionismul acesta. Da, țara vecină, noi suntem frați. Eu stimez frații noștri români. Și vorbiți română? Vorbesc moldovenești. Așa. Și avem vecini care s-au format națiunea aceasta pe baza culturii moldovenești, pe baza limbii moldovenești. Și sunt, eu văd elita română, este o elită, da, sunt probleme la dinși acum, dar totuși elita principală este consolidată. Este consolidată în idei principale. Noi tot trebuie să găsim ideile acestea. Dar am înțeles că nu sunteți unionist, că nu vreți unirea. Eu sunt unionist, dar trebuie să ne unim pe baza moldovenismului, trebuie să numim țara Dacia, trebuie capitala să fie construită pe Prut și trebuie să înțelegem cine suntem. Suntem o națiune cea mai veche în Europa. Bun, dar care s-au pornit multe alte. Erau daci, de ce moldoveni? Daci era geți și sarmați. Și împreună au format și țara aceasta, Dacia. Și s-au numit și capitala Sarmis Getuza, da? Unirea sarmaților și geților. Și popoarele acestea era cele mai vechi în Europa, cu cultura cea mai dezvoltată. Și ea s-a păstrat lumea. Și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Ce se primește? Iată aceia care tind spre unionism 26 de ani distrug țara aceasta. Iată ce se face. Toate lucrurile de drumuri se dau la țările vecine, nu numai la România, și la alte. Noi avem companie care pot să construiască drumuri numai rău de cineva. Iată strada Balcane, o parte a fost construită în 2005. Normal arată ea. Dar poftim, putem să luăm consultant.